Lovitură pentru PSD Bacău, care își pierde reprezentantul de pe listele pentru Parlamentul European. Minodora Clivetti, europarlamentar de Bacău în perioada 2012-2014, nu se regăsește pe lista de candidați ai PSD-ului la alegerile europarlamentare din mai. Este o decizie politică, mai mult de atât n-am ce să comentez. Așa a hotărât partidul, este o decizie și o respectăm. Minodora Clivetti susține că nu cunoaște motivul pentru care PSD-ul i-a dat, se pare, cartonaș roșu. Europarlamentarul băcăuan nu are nimic să-și reproșeze în ceea ce privește activitatea din Parlamentul European. N-am absolut nimic să-mi reproșez. A fost un mandat scurt în care am profitat la maximum de timpul și experiența pe care o am, de cunoștințele mele în acest domeniu, ca să fac cât mai multe pentru români și mai ales pentru băcăuani. Printr-un comunicat de presă, europarlamentarul băcăuan își prezintă activitatea din cei 2 ani de mandat, care cuprinde numeroase rapoarte, propuneri de măsuri de sprijin, dezbateri și întrebări, precum și acțiuni de promovare a județului Bacău în cadrul Parlamentului European. Niciun membru PSD Bacău nu se regăsește pe primele 13 poziții ale listei PSD-iste pentru europarlamentare, cele cu șanse reale pentru Parlamentul European.